Sunt peste 1000 și reprezintă vârful de lance al industriei culinare românești. Vorbim despre produsele tradiționale înregistrate la Ministerul Agriculturii, care ar trebui să fie ce e mai bun în România, ce ne reprezintă și, bineînțeles, ce înseamnă România din punct de vedere culinar. Să vorbim și despre cifre. Vorbim de peste astfel de 1000 de produse tradiționale. Vorbim de brânză de burduf, vorbim de cașcaval, vorbim de cârnați ca la mama acasă, vorbim de piftie și de multe și multe alte lucruri, chiar și de țuică și rachiu. Așadar, sunt 1000 de astfel de produse. Din așa bogăție ne-am așteptat ca la Bruxelles, acolo unde se protejează, se înregistrează aceste produse tradiționale, să regăsim foarte, foarte multe. Nu este însă așa, surpriză. România este reprezentată doar cu un singur produs la Bruxelles. Vedem Cehia, am spune că are o tradiție mai săracă din punct de vedere culinar decât România. Are numai puțin de 13 produse. Vârful de lance al ce înseamnă industrie culinară în Europa, Franța, nu ne mirăm, 214 astfel de produse tradiționale. Discutăm astăzi cu invitații noștri despre ce înseamnă afacerea din spatele produselor tradiționale, ce vor consumatorii de la aceste produse și dacă cumva am putea transforma aceste produse în bunuri de export. La întâlnirea de mâine seară cu cei 12 miniștri în Europa Centrală și de Est, am să ridic problema poate a așezării pe eticheta două prețuri. Prețul cu care se intră în magazin și prețul care este în final în magazin. Și atunci te întreb pe tine magazinul X. De ce ți-a crescut prețul față de cine ți-a livrat salamul X până la consumator? De ce prețul? Câte taxe de raft ai luat? Câte taxe de intrare? Câte taxe de dezvoltare? Câte pe care dumneavoastră le-ați dezvoltat aici? Invitații mei sunt la această oră Daniela Popa, organizator de târguri de traduse tradiționale, o față cunoscută în această industrie, doamna Maria Verde și producător tradițional, bine ați venit. Mergem mai departe, domnul Iulian Maloș, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii. Știți totul despre aceste produse pentru că vă ocupați cu tot ce înseamnă procedurile de înregistrare la Ministerul Agriculturii. De asemenea, de la Brașov, domnul Bogdan Moțoc, producător tradițional, va fi cu noi pe tot parcursul emisiunii. Haideți să vedem foarte pe scurt ce înseamnă aceste produse tradiționale, când pot fi ele înregistrate și ce beneficii are cel care le înregistrează. Dacă ar fi să definim produsul tradițional, l-am definit ca un produs alimentar, atestat, înregistrat în registrul de produse tradiționale, un produs obținut din materii prime tradiționale, un produs cu o compoziție chimică tradițională, un produs obținut după un anumit proces tehnologic, o anumită schemă tehnologică. Produs care în final se deosebește de celelalte produse de serie, produse obținute industrial. Am văzut în Sibiu, în Brașov, într-o serie de județe, o brânză, să zicem, brânză de burduf sau brânză telemea. Cu ce se deosebește brânza de telemea din Sibiu cu cea din Brașov, de exemplu? Brânza de burduf, în general, este o brânză cu o pastă frământată. Este o brânză care este ambalată în membrană naturală. Stomace de miel ied, vezică urinară sau o membrană naturală confecționată din piele. Piele care, evident, este prelucrată, procesată în această direcție. Cum se deosebește? Tehnologia în sine este aceeași. Numai că putem vorbi de gradul de prelucrare a laptelui, de compoziția chimică a laptelui. Brânza de burduf poate fi obținută sau am putea o clasifica într-o brânză tip 1 și o brânză tip 2. Brânza tip 1 este o brânză care este obținută 100% din lapte de oaie și ambalată într-o membrană confecționată din piele.
prelucrată, cum am spus anterior, special în această direcție. Brânza tip 2 este o brânză din amestec. Amestec lapte de vacă, lapte de oaie, lapte de capră. În cu alte cuvinte, diferite. Credeți că un consumator și-ar putea da seama de diferență? Pun accentul producătorii pe această diferență, poate subtilă pentru un consumator obișnuit, între diferitele regiuni pentru acel asortiment? Laptele de oaie are un buchet mai puternic. Substanțele volatile le întâlnim într-o cantitate mai mare. Și ca urmare, orice consumator își dă seama de materia primă care stă la bază obținerii produsului. Bun, respectiv. Să vedem până la urmă ce zic consumatorii atunci când le consumă. Daniel, ai încercat de ceva timp să faci acest lucru, să impui produsele tradiționale publicului consumatorilor din marile centre urbane, în special din București. Cum reacționează ei? Da, mulțumesc mult invitații. Oricum a fost o provocare, a fost un început pe care și invitații dumneavoastră o să-l spună, pentru că pleacă de la zestrea moșilor și strămoșilor noștri, așa cum și domnul consilier încerca să spună, nu poți să nu păstrezi în această unitate în diversitate care o avem ca membri a Uniunii Europene, păstrarea valorilor tradiționale. Și se simte, consumatorul cel puțin, cel din București sau cei care sunt prezenți aici, săptămână de săptămână la târgul ce-l organizez la agronomie, vin să cumpere produse românești. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că e o întreagă filozofie în a organiza un târg. Nimic nu se face fără respectarea atât a legislației comunității europene, a legislației românești, în ceea ce privește armonizarea directivelor Comisiei Parlamentare și Europene, dar și în ceea ce privește normele sanitare veterinare și de siguranță alimentelor. Târgurile care se organizează în București, sau cel puțin din punctul meu de vedere, avem o colaborare extraordinară cu Agenția Națională Sanitar-Veterinară și de Siguranță a Alimentului. Au făcut o sinteză a ceea ce trebuie să aibă producătorii români de produse tradiționale sau nu numai. Aici intervine o mare diferență și o dispută în zilele acestea și am fost chiar foarte atentă la tot ce se discută în media sau pe canalele acestea de dispută. Noi avem un cuvânt care sună foarte bine tradițional, dar avem și o legislație care definește clar ce înseamnă tradițional și tradiționalitate. Și aici vorbim de acest ordin 690, sper că nu greșesc, din 2004, în care spune ce înseamnă un produs tradițional. Dar el în spate are o muncă, o documentare a istoriei a zestrei, cum am zis, și o normă sanitar-veterinară. Bun, dincolo de teorie, mergem direct la practică. De când produceți astfel de alimente? Deci noi astfel de alimente, de când sunt eu mică, producem brânză. Deci tatăl meu este cioban de când m-am născut. Din zona Covurlului, eu făceam baie în râul Covurlului. Și produceam telemeaua, brânza proaspătă, brânza de burduf tradițională de oi, deci în membrană naturală. Și apoi, venind la târgurile doamnei, ni s-au cerut, având și fermă de animale și fermă vegetală și tot, ni s-au cereau tot timpul de ce nu faceți și produse din carne tradiționale. Iar atunci am început să ne documentăm pentru procesarea acestor produse, care chiar, cum spunea doamna, trebuie totuși, chiar dacă sunt tradiționale, respectat o normă de igienă, o normă care este impusă de comunitatea europeană și rețeta tradițională, absolut, care noi am cules-o din familia noastră, din zona noastră și cu drag o facem și cu foarte multă dragoste. Când vorbim de produse alimentare și de diferențele dintre acestea, de exemplu, în cazul produselor așa numit ecologice, prețul poate să fie chiar și de două ori mai mare decât în cazul unor produse obișnuite. Cam care ar fi raportul între un produs tradițional meșteșugit, obținut în cantități mici și ceva asemănător obținut în cantități mult mai mari, să zicem, făcut pe cale industrială? Pentru că noi dintr-un kilogram de carne avem un produs finit de 400 de grame sau în jur de 400 de grame. Poate în industrie, cred, nu sunt sigură, dar dintr-un kilogram de carne se pot face și 3 kilograme de produs finit. Deci noi prelucrăm carnea într-un mod brut.
o lăsăm exact așa cum este, ea, și încercăm cât mai mult să păstreze gustul natural al cărnii. Folosim doar condimente naturale, usturoi natural și toate condimentele absolut naturale de casă, care le-am învățat de la bunica, de la vecina, bunicii și așa mai departe. Și prin asta se deosebește și prețul. Și vorbim de aceeași proporție, adică putem să avem de la 10% în plus până la 100%? Eu nu mă pricep la industria cărnii, da, în mod industrial, și vă pot da un răspuns. Pierdere într-un flux tehnologic sunt inevitabil. Un produs tradițional este, și nu numai, un produs alimentar este supus unor tratamente termice, unor tratamente de uscare, de maturare. Și intri cu un kilogram de carne și ajungi la 400, cum a zis, doamna. Vă intrăm în legătură directă și cu Brașovul. Bună ziua! Care ar fi cel mai important produs pe care îl considerați dumneavoastră că are cerere și este vârful de lance al producției dumneavoastră? Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, nu sunt producător, sunt comerciant. Comercializez aceste produse. Am un magazin cu specific. Produsele sunt diferite, adică nu vă pot spune un produs exact care se vinde cel mai bine. Brânza de burduf în coajă de brad, în zona aceasta se vinde și se caută foarte mult. Dar în rest se caută și cârnații de pleșcoi, se caută și salamul de nătlac, de exemplu. Acum sunt mai multe aspecte. Produsul tradițional nu este neapărat ecologic. E eco, bio. De exemplu, sunt tăieței care sunt făcuți din, cu ouă de case și făină de grâu de acasă, din cum au țăranii, dar sunt și tăieței eco, care sunt, pământul este tratat 7 ani de zile, numai după 7 ani poate să iasă un grâu adevărat pentru aceste tăieței. Un aspect foarte important atunci când vorbim despre produsele tradiționale este cel al încrederii. Cum le-ați câștigat încrederea consumatorilor? Pentru că nu e așa, e foarte simplu să mimezi un produs tradițional, dar să fie obținut industrial. Cum i-ați convins pe consumatori că aveți astfel de produse tradiționale? Da, să știți că este foarte greu și mi-a fost greu chiar de la început, de când am deschis magazinul. După 4 luni abia am deschis acest magazin, după ce am studiat piața, după ce am fost absolut la toți producătorii și furnizorii de produse tradiționale. Deci chiar am fost la Arad, la Nădlac, să iau salamul de Nădlac, chiar am văzut cum îl face. Absolut brânza la fel, deci chiar merg la acești producători și văd exact cum afumă carnea, dacă folosesc numai lemn și rumeguș, să nu folosească pastile sau mai nou am înțeles că se pun prafuri direct în carne și are gust de afumat, dar de fapt este chimie pură, că până la urmă cancerul este din aceste euri și aceste aditivi care se bagă în carne. Deci nu este simplu să susții un astfel de magazin. Bineînțeles, a început să meargă online, deci deviza noastră și chiar pe magazin scrie numai pentru cunoscători. Câți astfel de cunoscători aveți? Vă puteți menține în afaceri? Da. Pentru că știm foarte bine, este criză, portofelul este mai subțiat, iar aceste produse, prin natura producției, sunt mai scumpe. Da, sunt mai scumpe, undeva la 20, 30, 40% mai scumpe decât celelalte produse de pe piață.
Foarte greu, dar sunt clienți fideli care știu ce înseamnă chestia asta și vor să mănânce sănătos. Aveam în trecut această problemă a producătorilor care ieșeau la început cu produse excepționale ca apoi să scadă calitatea sau să aibă probleme în a asigura același nivel al calității tot timpul. S-a întâmplat așa ceva? Ce măsuri ați luat în momentul în care ați descoperit astfel de cazuri? Deci am descoperit astfel de cazuri chiar. Deci eu unde merg, dacă nu văd exact procedeul de producție al acestor produse tradiționale, sau nu mă lasă să intru în fabrică, sau nu mă lasă să intru să văd afumătoarea, sau să văd brânza, să văd exact cum se face, sau cum spunea și doamna, usturoi, sare și exact condimente naturale, nu iau de la acel producător. Și îl evit. Și bineînțeles, dacă o dată mi-aduce într-un fel, a doua oară mi-aduce altceva, nu mai cumpăr. Bun, deci vă bazați pe această tradiție și o tradiție a calității fără compromisuri, pentru că nu e așa, o singură dată dacă un consumator vede că nu a mai primit calitatea pentru care a plătit, lucrurile se schimbă, ați pierdut un client definitiv. Vom reveni la comerțul cu aceste produse, dar haideți să discutăm un pic despre cum te descurci în această piață. Nu este ușor să găsești locuri de desfacere pentru astfel de produse și de multe ori consumatorii nu au același obicei ca în cazul celorlalte produse, adică să cumpere tot timpul. Cumpără de sărbători, cumpără când își permit. Cum vă descurcați? Deci noi ne descurcăm foarte bine pentru că nu producem foarte mult. Nici nu avem cum să producem foarte mult și ceea ce producem aproape în fiecare săptămână. Noi nu vindem în fiecare zi, vindem doar la târguri care sunt vinerea, sâmbăta și duminica, rămânem de sâmbătă fără produse aproape. Deci cârnăciorii, ciobănești, picanți, deja de sâmbătă la ora 11 nu-i mai avem. Ne sună persoanele și ne spun opriți-ne și nouă. Și sunt nemaipomeniți de bun, făcuți din carne de berbecuț, numai de berbecuț, ardei iute tocat, cimbru, ca la bunica acasă, care creștea oi pe vremuri. În afară de astfel de manifestări, cum mai reușiți să vindeți produsele? Chiar cum e cazul domnului, foarte multe magazine tradiționale ne cer produsele. Înainte să dăm produsele, noi nu le dăm, dar ne-am gândit că în viitor am putea să le dăm, vrem să vedem magazinul, să vedem persoana care se ocupă de vânzarea acestor produse, pentru că aceste produse nu țin foarte mult. Deci ele mai mult de o săptămână, 10 zile nu țin. Neavând niciun conservant, niciun colorant, nimic, nu țin. Și trebuie să văd modul în care ei le păstrează, în care ei le țin în vitrine cu ventilația controlată, deci să fie absolut ținute în mod adecvat, ca ele să poată arăta atât de bine și să fie la fel de gustoase și să-ți păstreze gustul natural. Și atunci, văzând magazinele din jur, am decis să nu dăm. Să comercializăm noi cât putem, ajutați de organizatorii de târguri, inclusiv de primărie care organizează târguri, de toate târgurile care sunt organizate în București, în județul meu, și am și magazin de desfacere la noi în județ, în Galați. Și atât. Având în vedere și faptul că nu putem să producem foarte mult, ne mulțumim. Cât de tentată sunteți să măriți producția? Pentru că vindeți tot ce produceți aproape și prețurile sunt destul de bune. Eu aș fi tentată să măresc producția, dar nu am cu ce. Nu am destul usturoi, că n-am de unde să iau usturoi românesc și nici nu mai găsesc femei care să curățe. Deja am găsit 15, 10 au fugit, au rămas numai 5. Trebuie să le schimb, că e foarte greu să curăț usturoiul la mână. Nu găsesc atât de multă carne de calitatea care îmi trebuie ca să pot face produsul. Și atunci m-am limitat la aceste produse cu prețul care l-am stabilit noi și noi suntem o familie care ne mulțumim cu ceea ce producem. Nu avem numai aceste produse, avem și fermă de animale, procesăm și laptele, avem și
1000 de hectare de pământ, deci facem și... Vă gândiți să vă faceți o marcă, să vă recunoască lumea mai ușor? Deci noi avem o marcă, să ne recunoască lumea mai ușor. Asociației Române. Și încet, încet lumea ne recunoaște după pălării, mai bine decât după bun. Și suntem foarte căutați, suntem tineri, suntem inovativi și dorim să păstrăm tradiția românească, pentru că eu, de când m-am născut, în casa mea există pastramă de oaie, în casa mea există telemea de covurlui, în casa mea există cârnăciori ciobănești picanți, care și cât timp am fost plecată, că am fost plecată din țară cu gândul să evadez, dar m-am gândit că tot e mai bine la mine în țară. Și cu mândrie eu îmi expun produsele. Soțul meu, frații mei, părinții mei sunt bucuroși să ne ajute și suntem mândri de produsele românești. O să mergem și la târg, la Berlin, cu doamna și cu Ministerul Agriculturii, care, acum o invitație și care ne dau posibilitatea de această ocazie. Duce produsele noastre românești în alte țări și totuși să vadă că sunt produse foarte bune și foarte gustoase. Ce preferă consumatorii români? Se uită mai mult către cârnați, către brânza de burduf. La ce merg mai bine vânzările? Dacă mă întrebați pe mine, eu pot să spun că mulțumesc Academiei de Științe Agricole și Silvice, care a deschis o alee care n-a fost folosită niciodată și în care am înțeles că, i-ar spus, zestrea poporului român trebuie valorificată în cunoștință către cetățean ca să mănânce sănătos. Aici s-a menționat un cuvânt pe care nu vreau să-l folosesc și sper ca nația aceasta să fie sănătoasă în continuare și să ne bucurăm de ceea ce moșii și strămoșii noștri ne-au lăsat și să nu uităm de unde am plecat. Eu am foarte puțin producători, nu suntem foarte mulți, așa ne adunăm cam în 25 maxim în fiecare sâmbătă duminică, dar toți aduc ceva din lada de zestre. Vine brânza tradițională, Asociații Producătorilor de Ovine și Caprine și Bovine de pe Bran Moieciu. Deci cu toată zestrea, cei trei producători au acest atestat de produs tradițional pentru brânza de burduf în coajă de brad. Este recunoscută, renumită, toată lumea o caută. Festivalul de la Bran are acea amploare. Am coborât Branul în București, cum îmi place mie să spun. După aceea, Galațiu nu putea să lipsească, e și o chestie de suflet până la urmă și mă bucur că Covurluiu este aici și are atâta produse, una de brânzeturi și 13 preparate de carne, dar sunt celelalte zone, fiecare din cele 9 zone geografice, istorice, pardon, ale României, sunt prezente. Marea Mureșu vine chiar cu o zestre foarte bogată, în afară de preparatele din carne de porc, au cu vită, cu oaie. Acum s-au întrecut, pentru că l-aș ruga pe domnul consilier să ne mai explice cum este produsul tradițional care acum poate valorifica carnea de oriunde, pentru că suntem într-o piață unică, da? Și atunci avem chiar un produs ecologic de data asta, cu o carne de porc de mangaliță, foarte căutat. Preparatele sunt extraordinare. Iar piața, care mie nu-mi place să spun că e piață, pentru că aici unde desfășurăm noi acțiunea aceasta de sâmbătă duminică, este o acțiune de suflet, este o chestie spirituală, este o chestie în care vrem să aducem valorile mediului rural în România și fac o invitație pentru perioada 18-23 decembrie, când va fi festivalul iernii, și aștept bucureștenii să vadă cum producătorii români vor face sărbătoarea Ignatului pe 18, deci vom avea un porc cu respectarea normelor tradiționale, cu tot ce trebuie pârlit, tăiat, tranșat și pomana porcului ca la români. Dar m-ați întrebat mai departe, avem preparate din carne din sălași tradiționale, de la Siciliana, din comuna Pecica, deci renumita comună Pecica, care a intrat în cartea recordurilor cu funia de ceapă, dar sunt și produse tradiționale. Avem produse din Covasna, din Harghita, foarte mai înainte de a întreba ce se va vinde cel mai bine la Brașov de sărbători, vreau să vă întreb, vedeți, avem această problemă. Toată lumea pe drumurile naționale, toamna, vinde ceapă de Buzău, deși câteodată ajungem pe lângă Bacău. Dar lumea îi spune ceapă de Buzău. Există cârnați de un anumit tip sau altul care
pe care nu te-ai aștepta să-i găsești în capătul celălalt al țării. Cum reușim să punem un pic de ordine în această avalanșă de produse tradiționale? Pentru că este clar, cu cât oamenii își vor permite să cumpere mai multe astfel de produse, cu atât producătorii vor răspunde cererii și vom avea produse tradiționale care se vând foarte bine, dar care vor fi făcute în multe alte zone ale țării. Avem o problemă cu teritoriul, cu delimitarea arealului de producție a unui produs? Ordinul 690 nu prevede o delimitare, dar dacă îmi permite să vă corectez, atestatele de produse tradiționale sunt eliberate pe zone, pe regiuni. Nu o să vedeți niciodată o brânza de pecica, care este brânza, pâinea de pecica, care este atestată și înregistrată în registrul de produse tradiționale, fabricată, obținută undeva în Moldova. Poate tip pecica? Nu. Fiindcă se practică de multe ori. Nu. Deci eliberarea atestatului de produs tradițional nu se face pe tip, pe gen, pe produs în sine. Deci se atestă produsul. Cum deci verificați? Marcă, aveți suficienți oameni să verificați și să aplicați practic aceste reglementări? Fiindcă este clar, sunt zone care vor fi favorizate fiindcă au un brand și altele foarte apropiate care vor fi lipsite de acest statut. Iar tentația de a copia este foarte mare, pentru că vorbim de bani pentru anumite zone în care această nevoie este foarte mare. Vorbim de producători mici care n-au avut acces la lanțurile mari de magazine, dar care își pot permite să vândă pe aceste filiere care se formează acum. Dacă îmi permite să zic, brandul național poate fi produsul tradițional, care a câștigat, exact cum au zis și colegii de platou, a câștigat un teren. De fapt, există o migrație acum a comercializării a produselor tradiționale. Avem produse din Sălaj care se vând în București. Avem produse din Maramureș care se vând în București, din Tulcea, din toate. Avem și județe, putem menționa județe care nu au produse tradiționale, care nu au fost interesați ca să-și afirme zestrea. Eu vă dau un exemplu. Poate reușiți să ne răspundeți punctual la o întrebare. Știu de cârnații de pleșcoi. I-am văzut cum arată și i-am văzut făcuți în mod tradițional. Am avut surpriza să văd o altă formă, o altă culoare a cârnaților de pleșcoi, dar cu aceeași denumire, făcuți de un mare producător. Ce se întâmplă în acest caz? Atestarea produsului tradițional, conform unul 690, nu împiedică, nu izolează, nu restricționează, nu pune restricție producătorilor de pe acest segment, pe acest produs. Deci nu spune, domnule, numai în zona Buzăului. Păi deci dacă sunt de pleșcoi? Păi sunt, dar nu, regulamentul 690 nu prevede așa ceva. O clauză în care se limiteze, domnule, doar la pleșcoi. În situația în care cei care sunt producători de produse tradiționale se vor în viitor, se vor organiza într-un grup de producători, vor câștiga, să spunem, protecția națională, vor lupta să preia protecția națională, atunci o să producă doar cei care sunt în grupul de producători. Și producția cârnațului de pleșcoi o să fie limitată doar pentru reprezentanții grupului respectiv. De la producători direct la consumatori, ce se va vinde cel mai bine în zona dumneavoastră în Brașov de sărbători? Cel mai bine se vinde telemeaua de bivoliță în perioada aceasta, cârnații de pleșcoi, babicul sârbesc, care este tot un produs tradițional românesc, și diferite produse. Acum cam toate merg. Ceafa legată, afumată, făcută într-adevăr și eu iau de acolo, de la Șimleu Silvaniei, 400 de kilometri până acolo, de la Brașov. Este normal că aceste produse să fie un pic mai scumpe, este normal că tot ce este mai se produce în cantități mici să fie mai scump. Și să știți că lumea de sărbători, mai ales de sărbători, vor să mănânce mai ecologic, ca să zic așa, mai natural. Vedeți o tendință de a renunța la produsele pe care oamenii și le iau de la familie, din satul cunoscuților, și a se îndrepta către magazinele cu produse tradiționale, pentru că, știm, există această tradiție de a lua
din satul natal, din zona bunicilor, astfel de produse. Oamenii renunță la aceste produse sau iau mai puține și se îndreaptă către magazine ca al dumneavoastră? Da. Chiar am clienți care îmi spun slănina este exact ca la bunica, zacusca este exact cum o face mama și atunci poate nu se mai duc la sute de kilometri și vin în aceste magazine să cumpere produsele. Aveți în plan vreo extindere? Pentru că aveți doar un magazin acum. Vă gândiți că unul și bun, așa cum și producătoarea de aici din studio spune că este mai bine să produc doar cât îmi permit, fără să fac nicio concesie. Deci un magazin sau mai multe? Mai multe, deci vreau să mă dezvolt, să deschid și în alte localități. Doamna spunea foarte bine, este normal că dacă doamna poate să facă cârnații de casă în cantități foarte mari, deja trece la industrial și nu mai este tradițional. Bun, așteptăm poate și în București astfel de magazine. Ne întoarcem la problema inițială a înregistrării. Am văzut că în România suntem destul de bine acoperiți, 1000 de astfel de produse tradiționale. Mai exact 2100. Cu mult peste exact, estimările noastre. Da. De ce avem doar un singur produs înregistrat în Europa? Pentru că n-a existat interes, să spunem, din partea producătorilor. Pentru a asigura o protecție, o înregistrare la nivel comunitar, producătorul sau producătorii respectivi mai întâi ar trebui să fie asociați într-un grup de producători. Nu se, protecția comunitară nu se eliberează pentru o persoană fizică. Deci numai pentru grupurile de producători. N-a existat interesul. Avem cârnații de plașoi care sunt în dosar. Dosarul este prezentat la minister, depus pentru studiu și urmează să fie prezentat pe site-ul Ministerului Agriculturii și dacă trece de opoziția existentă în România, o să meargă la comisie mai departe. Ce drepturi oferă o astfel de înregistrare la comisie? Dreptul de a vinde produsul respectiv. Dreptul de a restricționa ceea ce am zis anterior, frauda, să-i spunem, dacă îi spunem corect, elimină riscurile ca alt producător să vândă produsul respectiv, pe denumirea respectivă. Atunci, cârnații de plășcoi să fie vândut, cârnații o să fie vânduți doar de producătorii existenți în grupul respectiv. Bun, probabil. După o rețetă standard. Probabil că acesta va trebui să fie următorul pas, pentru că, așa cum spuneam, în momentul în care apare o cerere foarte puternică pentru un produs, tentația de a-l face în altă parte, poate la standarde mai joase, este foarte, foarte mare. Toți care sunt în grup sunt obligați ca produsul respectiv să îndeplinească anumiți parametri. Parametrii prevăzuți în standardul de calitate de produs. Bun. Și mergem mai departe la aceste evenimente care, până la urmă, sunt cam principala modalitate de a interacționa între producători și consumatori, pentru că avem cazul producătorilor mici care nu își permit să își deschidă un magazin în marile orașe. Cum a crescut numărul vizitatorilor, dacă aveți așa o estimare? Au fost câțiva la început, au venit de la început foarte mulți, e nevoie să avem mai multe manifestări, poate în altă parte, într-o locație mai mare? Da, mulțumesc de întrebare. Eu oricum am început de 5 luni de-abia, am început vara, a fost foarte cald. Trebuie să recunosc că aici subiectul e foarte amplu, constă în mai multe componente, așa cum place mie să spun, dar primul rând constă în promovare, așa cum m-au învățat pe mine colegii din mass media, contează foarte mult ce pui în fața prezentării și pentru că de fiecare dată pe o alee
a unui parc foarte vechi și foarte minunat al Academiei de Științe Agricole și Silvice, care nu are, să spunem, acces, este o instituție de academică până la urmă, să deschizi o manifestare comercială, poate, dar nu comercială, v-am spus încă o dată, țin la spiritul acesta al unei chestiuni de cultură, de artă, de tradiție, de povestea bunicilor, de cum se mănâncă, cum se îmbracă țăranul. Avem multe proiecte și vă așteptăm și știu că și The Money Channel au un proiect Consumați Românește și vă aștept cu mare drag să facem împreună această promovare, așa cum ați și sprijinit. Deci presa contribuie foarte mult la promovare și atunci, așa cum ați spus, ideea mi-a venit prin luna ianuarie, cred, când se disputa în Parlamentul României marea dispută cu producătorii mici care nu-și găseau locul pe raft. Ideea pur și simplu de acolo, stând și auzind producătorii, Agrostarul menționez, care nu-și găseau în niciun fel locul și taxele acelea, care înțeleg că sunt foarte mari, n-am avut timp să studiez, așa mi-a venit ideea. Până am făcut un studiu și am aflat ce trebuie făcut ca să deschizi o manifestare pentru producătorii români. Pur și simplu așa a început totul. Și bineînțeles, lucrul care încă o dată îl mai repet, este tradiția. De aici mi-am dat seama că pot să povestesc ce este în localitatea respectivă, care e istoria, de unde venim. Acolo aflăm multe lucruri despre producătorii noștri, despre istoria neamului românesc. Cum au fost domitorii, ce au făcut, ce au lăsat de la cultură. Ți-a fost greu să-i convingi pe oameni că, așa cum vedem și aici, vedem niște cârnați. Nu seamănă, nu diferă la prima vedere foarte mult de produse similare pe care le găsim în marile magazine. Ți-a fost greu să-i convingi pe consumatori că merită să facă o investiție, să încerce aceste produse tradiționale? Nu cred, nu cred. Deci am primit felicitări chiar de la prima ediție. Toată lumea a apreciat că în sectorul 1 se deschide o manifestare permanentă, sâmbăta și duminica. Au simțit și această siguranță a consumatorului. Sigur că ne-am îmbunătățit de la prima ediție până la 29. Avem aici cu noi marketingul, își pune cuvântul. Fiecare, dacă acum veniți și dacă ne-am uitat la înregistrările de la prima ediție, o să vedeți cât au crescut fiecare din ei ca să se prezinte, să-și arate autenticitatea lor. Unul dintre ei vorbim chiar acum. Spuneți-ne dacă ați fost tentată sau ați încercat să intrați într-un magazin obișnuit, într-un lanț de eventual de supermarketuri. Deci, cum vă spuneam, nouă vin continuu și ne cer produsele, dar noi nu le dăm. Pentru că nu vrem să ne stricăm. Vine, mi le ia, mi le pune într-un raft și stau acolo. Deci eu am grijă de produsele mele, le ofer cu dragoste, explic fiecărui consumator în parte cum sunt făcute, de ce sunt făcute așa, la ce fac bine ele dacă sunt făcute așa și de ce nu fac rău dacă sunt făcute așa. Pentru că chiar dacă există atâta mass media și atâta informație, consumatorul totuși nu-și dă seama de ce înseamnă un produs tradițional și ce înseamnă un produs industrial. El îl gustă, e bun, îl ia, majoritatea. Deci toți care îmi gustă cârnații, apropo de cum spuneți dumneavoastră, i-am convins că ei nu au, poate, chiar dacă mie nu mi se par ca un aspect asemănător cu cei comerciali. Deci persoanele care vin și îl gustă, nici nu mă întreabă ce sunt, de unde sunt, cum se numesc. Da, dăm și mie 20 de capete. Două capete, depinde de cine le cumpără, nu? Și nu ne-a fost foarte greu. Și vă spun în continuare, târgul este plin de acești domni de la marketinguri care vin și ne cer produsele. Dar eu prefer ca un mâine să pot împreună cu familia mea să iau un spațiu în București cât de mic în care să le pot distribui la sfârșit de săptămână, pentru că în săptămână trebuie să stau să mă ocup, să le fac. Pentru că chiar dacă noi am creat locuri de muncă și am luat majoritatea persoanelor sunt de la țară, care
fac așa ceva, pentru că cei din oraș nu fac, nu stau. Este rentabil acest du-te vino, lucrați o săptămână, veniți cu produsele câteva zile în București? Sunt niște cheltuieli pentru asta în București? Da, sunt niște cheltuieli, dar noi nu le oferim toate comoditățile care și le oferă un director de marketing. Noi venim, ne chinuim cu transportul, cu mâncarea, cu dormitul, nu mergem la Four Seasons ca să dormim, sau eu știu, la Hilton, ne aranjăm cum putem. Deci încercăm să cheltuim cât mai puțin. Și într-un fel este rentabil dacă noi venim, pentru că orașele în care noi producem sunt orașe defavorizate. Și în momentul în care noi venim la București, vindem mai mult, convingem românii să consume produse românești. Prin consumarea produselor românești oferim și locuri de muncă românilor, mai ales celor de la țară, care noi, având ferma la țară, am ales... Ce înseamnă tot... afacerea dumneavoastră într-un an? Cam de cât vindeți produse? Noi ne-am produse estimat tradiționale românești, ne-am apucat să le facem doar de 5 luni. Deci încă nu știm un profit, nu știu dacă încă l-avem acest profit. Bun, încercăm să aflăm dacă la Brașov există profit, aveți profit anul acesta din vânzarea produselor tradiționale? Bănuiesc că da, pentru că vorbiți de deschiderea altor magazine. Da, este într-adevăr, există, ca în orice business, există și un profit. Bineînțeles, nu este la așteptările mele, dar în timp lumea va înțelege ce înseamnă aceste produse tradiționale și sunt sigur că va merge mult mai bine. Bun, vă urăm succes și să vedem cât mai multe astfel de afaceri în Florin pe baza produselor tradiționale. Haideți să vedem către sfârșit dacă vi se pare o idee bună ce a propus ministrul agriculturii, ca 10% din toate produsele vândute în magazine să fie produse locale, tradiționale. Vi se pare o idee bună? Da, este, mă rog, și viitorul politicii agricole comune. Deci propunerea chiar a fost lui ministrul agriculturii, domnul Cioloș, și acum consilierul nostru, nu să ne mândrim pe agricultură, deși este deci o idee este bună. Este o idee bună, numai să găsim formele legale astfel încât să nu se răscolească alte probleme. Să vedem dacă o lege ar putea face acest lucru posibil. Vi s-ar părea o idee bună? V-ați duce la un magazin care vă oferă rafturile pe gratis? Care mi oferă rafturile pregate și menționez în continuare, care îmi păstrează marfa adecvat, da. Pentru că eu depun atât efort și eu și familia mea, frații mei, nepoții, muncim cu toți cu micul mare, inclusiv părinții mei care sunt destul de în vârstă și vrem ca ele să arate cu un aspect care adecvat. Deci vi se pare o idee bună? Mi se pare o idee bună. Nu vă pot întreba același lucru, pentru că sunt sigur că ați spune că vi se pare o idee bună, fiind șeful dumneavoastră, ministrul agriculturii. Dar vă întreb foarte pe scurt altceva. Care credeți că este potențialul României? Avem peste 2000 de astfel de înregistrări. Unde ne putem opri? La 10.000? Nu. Nu. Cele 2800 de produse atestate le putem considera ca un izvor pentru produsele care o să meargă mai departe pentru protecție comunitară. Este doar începutul pentru, procesul de înregistrare a produselor tradiționale în Uniunea Europeană într-un procedeu mai strict și localizat. Exact. Vă mulțumesc foarte mult. Avem toate șansele să vedem tot mai multe astfel de produse tradiționale românești, spre bucuria și a consumatorilor, dar și a producătorilor care reușesc să asigure standarde ridicate și, evident, profituri bune într-o perioadă de criză. Sunt Sorin Balariu, la revedere!